Târgu Mureș este al 14-lea oraș din țară care își depune candidatura pentru a fi desemnat Capitală Culturală Europeană în 2021. Președintele Consiliului Județean Mureș împreună cu primarul municipiului Târgu Mureș au anunțat joi că municipiul Târgu Mureș se va asocia în acest demers cu Sighișoara și Sovata, bazându-se pe principala caracteristică a județului, adică multiculturalitatea. Astfel, de săptămâna viitoare va fi creată o platformă de colaborare între municipiul Târgu Mureș cu celelalte unități administrativ-teritoriale, persoane fizice, juridice, care să sprijine acest demers. Vă anunțăm că municipiul Târgu Mureș își depune candidatura pentru capitală a culturii europeană în anul 2021. Cred că putem vorbi despre multe lucruri și de faptul că în această perioadă știm că 13 orașe din România și au anunțat această intenție. Deoarece nu există condiții impuse pentru a putea intra în cursa pentru titlul de capitală culturală europeană, primarul municipiului Târgu Mureș dorește să creeze în localitatea Vaidacuta, aproape părăsită, un exemplu de sat transilvan. Acest demers îl facem pentru că merităm acest lucru. Cum vă spuneam de ani de zile în urmă, Târgu Mureșul merită și capitală administrativă, merită și capitală culturală de aceea Consiliul Local a votat în 2014 demararea acestui demers pentru capitala europeană, ca să nu mergem în colateral cu alte inițiative din județele Limitrov. Încercăm, tocmai pentru a pune în valoare ceea ce Mureșul a clădit de-a lungul istoriei, să inițiem județul Mureș în colaborare cu primăria Târgu Mureș, într-o localitate părăsită complet, Înființarea unui sat cultural transilvan autentic, în care întreg satul depopulat să fie dedicat întregii culturi, de a pune în valoare cultura, tradiția și conviețuirea în Transilvania. Dosarul de candidatură va fi depus până în data de 10 octombrie, iar în luna noiembrie va avea loc preselecția. Abia în septembrie 2016 va avea loc selecția finală.